Bună seara și bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Vorbim în această ediție cu domnul primar Constantin Toma. Domnule primar, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Este o zi bună pentru dumneavoastră. În sfârșit s-a aprobat organigrama după încercări nenumărate. Aș vrea să vorbim despre ce s-a întâmplat astăzi în ședința Consiliului Local Municipal. Ați putea spune că e o zi bună pentru municipiul Buzău, cred că asta ați vrut să spuneți. Mă gândeam și la poliție locali, cei care nu cred că au considerat astăzi o zi fastă. Haideți să vorbim despre ce s-a întâmplat în ședință. Cum spuneați că a fost o zi bună pentru mine, a fost o zi proastă pentru mine, pentru că trebuie să dăm 300, în jur de 300 de oameni afară. Nu fac de capul meu, încerc să aplic legea și legea bunului simț. Buzoienii au nevoie. Și asta am cer zi de zi, ceas de ceas, minut de minut, să fac ceva mai bun în acest oraș. Sunt înjurat pe toate canalele că sunt gropi în asfalt, că este iarba de 2 metri, este un adevăr, că sunt o mulțime de câini fără stăpân peste tot, că străzile, o groază de străzi neasfaltate și putem enumera sute de probleme până la urmă. Toate aceste lucruri nu se pot rezolva decât cu proiecte și cu bani. Am declanșat foarte multe proiecte, am declanșat foarte multe acțiuni de a strânge bani pentru a moderniza acest oraș și a-i schimba viața. Este foarte important acest lucru. Faptul că avem cea mai mare forță de poliție din România, 4,2 polițiști la 1000 de locuitori și legea spune clar, maxim un polițist, pentru că sunt primării în România, care funcționează și cu 0,3-0,4 polițiști la 1000 de locuitori. Deci nu este nevoie de atâția oameni aici, deci plecarea lor ne va aduce o economie de circa 4 milioane de euro anual. Vă spuneam, toate străzile neasfaltate din Buzău costă 3,4 milioane de euro. Iar salariile acestor oameni și costurile asociate, că nu sunt numai salariile care le primesc, sunt o mulțime de taxe și impozite care însoțește orice salariu, plus echipament, concedii de boală și așa mai departe, plătite tot de primărie, înseamnă o mulțime de bani care ne vor ajuta în anii următori să investim în acest oraș, nu numai acești bani. Deci, în acest moment, am declanșat o mulțime de proiecte pentru a obține bani europeni foarte ieftin, doar cu 2% coparticipare din partea noastră. În același timp, pe măsurile luate anul trecut, am îmbunătățit radical indicatorii economici ai municipiului Buzău și putem lua credite, putem emite obligațiuni municipale, putem avea finanțări diverse și din țară și din străinătate. Deci acest lucru este extrem de important. Chestiile astea de zi cu zi mă macină și pe mine. Credeți-mă că nu este deloc ușor, dar nu am alte soluții. Nu sunt împotriva oamenilor, sunt pentru a face ceva în acest oraș, chiar și cu aceste probleme care se ivesc, pentru că, din păcate, și de când am venit să întâmplă treaba asta, pentru că timp de 20 de ani s-a întâmplat altceva, vor fi afectate și unele grupe sau grupuri de persoane care, în sfârșit, ori sunt în neconcordanță cu legea sau pur și simplu creează niște probleme în anumite zone ale acestui oraș. Sunt obligat să iau măsuri și voi lua măsuri pentru îndreptarea lucrurilor. Haideți să vorbim puțin despre cum s-a votat astăzi. O surpriză, cred că a fost pentru toată lumea, votul dat de consilierul local PSD Fănică Bârlă, în condițiile în care data trecută v-a încurcat foarte tare cu o abținere. De această dată a votat pentru. Cum s-a întâmplat? De ce s-a răzgândit? Păi ce să vă spun? Am avut mai multe discuții cu toți consilierii PSD și consilierii ALDE. Știți că a fost o defecțiune și la unul din consilierii ALDE. M-am întâlnit vinerea trecută cu ei circa 2 ore, am discutat omenește, mă, astea sunt proiectele care le avem, haideți să ne întâlnim periodic, dacă vreți o săptămână sau în fiecare zi, oricum sunt la 6 aici, am stabilit că ne vom întâlni periodic și s-a plecat oarecum că se va vota. Bineînțeles, în ultimele zile au fost multe discuții, astăzi am aflat cu puțin înainte că lipsește și domnul Dunel pentru o problemă personală. Bineînțeles că m-am supărat foarte tare și vă spun foarte sincer că sunt sincer și zice că nu sunt politician, că spun lucrurilor pe nume. A trebuit să sun pe domnul Marcel Ciolacu și să expun situația și, bineînțeles, să interveni și dumnealui și lucrurile au mers bine până la urmă. Suntem o organizație foarte mare, vorbesc de PSD și
Deci datorită trebuie intervenției domnului Ciolacu, domnul Bârlă a votat pentru. Eu cred că da, asta a fost factorul decisiv în chestia asta, este șeful partidului, trebuie să funcționăm ca un grup, sunt om de echipă, am spus, astea sunt problemele, nu mă abat de la ce am promis în campania electorală și a mea în vară, în iunie, dar și la campania din iarnă, pentru că nu e niciun secret, platforma electorală din toamnă pentru alegerile electorale din când au fost? În decembrie. Cele parlamentare, da. Cele parlamentare, da, uite, trece timpul așa de repede și uiți. Au fost făcute împreună cu Marcel. Deci, mă, ce facem noi pentru municipiul Buzău? Cum vrem să dezvoltăm acest oraș? A fost acceptat, s-au câștigat posturile de parlamentar, chiar unul în plus, mă refer al cincilea deputat care nu era proiectat, era dorit, dar din calculele făcute nu reieșea că va ieși. Și s-au luat cu 7.000 de voturi mai mult, din vară până în toamnă, și acest lucru este un fapt benefic că am început să fim credibili. Și ca partid, recredibil, și eu ca individ să fiu credibil că pot face ceva în acest oraș pe această funcție în care am fost ales de primar al municipiului Buzău. Despre ce se va întâmpla de acum înainte o să discutăm imediat, pentru că tot așteptam această organigramă, dar aș vrea să punctez faptul că a fost până la urmă o nouă demonstrație a puterii de convingere a domnului Ciolacu, pentru că domnul Bârlă data trecută a declarat că va fi exclus din partid, aceasta era solicitarea dumneavoastră, dar că își menține punctul de vedere că își respectă propria conștiință. Este uimitor cum domnul Marcel Ciolacu a reușit să îl răzgândească. Eu nu pot să comentez, eu știu ce putere de convingere a avut Marcel, dar am explicat lui Fănică următoarea, mă, ca și coleg, trebuie să înțelegeți 300 de oameni. Sunt în plus. Nu mai considerăm că a zis curtea de conturi, n-a zis curtea de conturi. Sau chiar dacă erau pe lege, angajați normal. Eu ca primar mă angajez să funcționez cu oameni mai puțin ca să facem economie. Pentru că sunt afectați ceilalți 134.000 de buzoieni care locuiesc aici. Ca să nu-i mai afectăm pe toți oamenii, mai sunt și niște sacrificii. În situația asta, cu atât mai mult cu cât, atenție, luni a plecat curtea de conturi, a fost în control 3 zile, și mi-a atras încă o dată atenția că trebuie să recuperez cei 11 milioane de euro, atenție, salariile acestor oameni pe ultimii 3 ani. Deci nu este o joacă aici. Atunci și veți recupera instanță, de unde? De la cei vinovați. Va stabili instanța lucrul ăsta. Noi am început deja un proces împotriva fostei conducere a primăriei. Nu am ce face. Deci suspendarea care a lucrat, ca să mai prelungim activitatea polițiștilor locali, angajați la școli în mod special, nu a suspendat și decizia care este obligatorie, organul suprem de control financiar al țării, este executorie, decizia Curții de Conturi este executorie pentru primar. Și eu am pus-o în acțiune această decizie. Pentru că altfel plătesc eu. Și eu nu vreau să plătesc, că n-am de ce. În acel proces pe care l-ați intentat fostei conducere a primăriei, domnului Boșcodeală și fostului Consiliu Local Municipal, este singurul nu punct acesta? Nu fostul Consiliului, că nu decide o chestie asta. Instanța va decide. Instanța dar va mai decide. Sunt și alte deci, puncte comisie. Acolo în acuzare sau doar plata acestor dar nu polițiști sunt niște locali? Acuzare. De ce mi-a scris Curtea de Conturi? Recuperarea sumelor și îndreptarea situației, asta am făcut și asta fac de o groază de luni. Respectiv, am promovat o nouă organigramă care a fost suspendată. Acum am relansat chestia făcând două organigrame, una pentru poliția locală, care poliția locală a primit o aprobare deja în luna decembrie să funcționeze cu personalitate juridică separată, deci ca centru bugetar separat, pentru că ne-am trezit cu această bombă. Încă o dată, o doamnă judecător a suspendat toată organigrama, mai mult decât ceruseră polițiștii locali, și ne-a creat o situație absolut disperată în acest oraș. Și o să mai povestim despre treaba asta, pentru că am avut pe ordinea de zi și cu externalizarea proceselor care sunt într-un număr incredibil. Sigur că vorbim și despre acest aspect, însă dacă organigrama a fost aprobată, trebuie să înceapă și angajările. În primărie, foarte multe posturi scoase la concurs. Da, deci vor fi circa 140 de posturi și peste, cred. În momentul ăsta vom declanșa, deci începând de luni, procedurile cu avizul Agenției Naționale a Funcționarului Public pentru a angaja atât personal contractual,
pentru că sunt o mulțime de funcții și contractuale, dar și personal funcționari publici. Și concursurile vor fi aici, la primărie? Funcțiile mari, mă refer de secretar, de director economic, de nu știu, toate funcțiile astea mari, director resurse umane, vor fi la București. Celelalte funcții, inclusiv funcțiile contractuale, vor fi la Buzău. Dar, într-o primă fază, și fac apel și pe această cale, pentru că procedurile normale durează, pot dura peste 60 de zile. Ori noi suntem disperați. Avem termene în proiecte europene, avem termene în procese și așa mai departe. Într-o primă fază, putem transfera legal oameni, funcționari publici, calificați, și vom face o selecție pe baza CV-urilor și a interviurilor pe care le vor da în primărie și pe care le voi conduce personal. Pentru că nu mai doresc să intre în primărie oameni necalificați. Și cu asta spun tot, nu spun mai mult, că spun prostii pe urmă și chiar să mai supără cineva. Pe lângă cei 300 de polițiști locali ce vor primi preavizul sau vor fi concediați începând de luni, sunt așteptate și alte concedieri în primărie? Sunt oameni ce vor fi dați afară? Nu prea. Cu toate înseamnă că vor fi câțiva. Cu o parte exact, o parte dintre ei ar merita să plece, pentru că sunt o mână de oameni, probabil în jur de 10% extraordinari, descoperă în fiecare zi oameni valoroși, dar mulți la nivel de mediocritate care pot ajunge și în prima grupă și, bineînțeles, și o grupă de oameni care nu știu dacă se va putea face ceva vreodată cu ei. Vom vedea în timp cum vom scăpa de acești oameni, pentru că nu este posibil, vă dau doar un caz, un individ, că nu pot să-i spun altfel, care lipsește de regulă, absențe nemotivate. Pleacă, vine când dorește dumnealui. E într-o poziție importantă, decisivă? Nu mai povestesc, că s-ar afla prea multe amănunte, sunt și poziții importante și poziții mai puțin importante. Cert este că tot ce îi se dă din primărie, ca și penalizare și tot, câștigă în instanță 100%. Nu mai comentez că zice iar cineva că am ceva cu justiția. Nu am, dar nu este o treabă corectă ca un tip să lipsească periodic 3-4 zile, absent nemotivat, și pe urmă în instanță să fie făcut curat și noi trebuie să-i plătim și banii din urmă. Nu este corect. Din moment ce dovedim că acel om a lipsit de acolo și puteau să întâmple o mulțime de nenorociri în dreptul funcției lui și el lipsește și câștigă în instanță. Și nu puteți face nimic, adică în acest noi sens? Suntem pe, și totul se duce în justiție. Noi suntem pe poști de fraieri. Mergem în continuare, nu ne lăsăm. Dar aș vrea să încheiem acest subiect cu angajările deocamdată. A spus la un moment dat că în momentul în care vor fi angajări, trebuie să fie nevoie și de un spațiu pentru birouri, primăria devenind neîncăpătoare. Acel spațiu trebuia să fie în clădirea bazarului. Apoi ați revenit asupra deciziei, ținând cont de faptul că organigrama nu putea fi pusă în aplicare, și a spus că până la finalul anului oamenii, comercianții aceia, rămân în bazar. Ce se va întâmpla acum? Iar nu sunt politician, iar mi-a spus o întrebare dificilă și iar trebuie să spun adevărul. Și nu-mi place, pentru că oamenii ăștia iar se vor deranja. Deci bineînțeles că bazarul este al primăriei și va trebui să rămână al primăriei. Anul ăsta vom face proiectarea și din această cauză îi lăsăm până la sfârșitul anului și la anul vom începe reconstruirea bazarului pentru a crea un centru adevărat, centru vechi, între Palatul Comunal, bazar. Vom elibera și locuințele sociale de pe Cuza Vodă, vom construi alte locuințe în altă parte, pentru că suntem aici într-o... Toată Cuza Vodă e declarată monument istoric, ansamblu Cuza Vodă e declarat monument istoric, iar clădirile care ne aparțin, care aparțin primăriei și sunt locuințe sociale și speciale, dacă vreți, până la urmă, într-un anume fel, nu le putem îngriji, sunt și cu buline roșii, dacă se întâmplă ceva, răspunde tot primarul, dar acelor oameni trebuie să le oferim niște variante ca să putem să facem o evaluare, o expertiză, după care să investim, să refacem aceste clădiri. Doresc ca această zonă, inclusiv piața Daciei, unde va fi un parc foarte frumos, parte va fi finanțat și pe bani europeni, să și Buzău să aibă un centru adevărat de care să fim mândri în viitorii ani.
Revenind la ce s-a discutat astăzi, probleme și foarte multe discuții au apărut și în momentul în care ați propus angajarea unor avocați pentru primărie. Sumele au fost foarte mult discutate. Faptul că s-a împărțit acea sumă în mai multe sectoare astfel încât să nu fie o licitație a fost chiar un motiv de controversă. Spuneți-ne dumneavoastră cum stau lucrurile în mod real. Păi, în mod real, așa cum vă spuneam, adunate toate sumele și calculate că s-au calculat doar o parte din penalizări, noi avem de recuperat în momentul ăsta cam 50 de milioane de euro. Atenție! 50 de milioane de euro. E o sumă imensă. Este o sumă cum imensă. Cum s-a ajuns la o astfel deci de sumă? Deci în momentul ăsta, nu mă mai întrebați, n-are sens. Din trecutul, 50 foarte de milioane apropiat, de euro. În ultimii 6 ani, da. Pe decizii ale curților de conturi, decizii definitive ale instanțelor, pe o singură decizie definitivă, rămasă definitivă în martie 2016, avem 27 de milioane de euro. De jumătate din această sumă e dintr-o singură decizie a Curții de Conturi inițial. A fost contestată acea decizie a Curții de Conturi și Curtea de Apel Ploiești definitiv a spus că acei bani trebuie recuperați. Atenție! Pentru această sumă de 50 de milioane de euro, noi în primărie în acest moment avem 2 juriști. Un domn și o doamnă. Și doamna se gândește să plece. Deci situația este absolut disperată. Avem 526 de procese în diferite instanțe din Buzău și din România și mai avem încă 698 de dosare pe legea 10 care zac în primărie de vreo 16 ani. Atenție, lumea este disperată. Și ieri a fost o familie, m-au făcut zop și au dreptate. Nu știu ce să mai răspund. În această situație am luat decizia și am să externalizăm o mare parte din procesele care sunt pe foarte mulți bani și cu foarte mari implicații, inclusiv cele aflate la limita de prescriere. Am făcut aceste 5 loturi încercând să, ne gândindu-ne la o licitație. S-ar putea să fie o singură licitație. Dar atenție, e vorba de vreo 5 miliarde care e echivalentul la 100.000 de euro. Deci 100.000 de euro ca să recuperăm probabil peste 50 de milioane de euro. Deci aveți încredere că acei bani vor fi recuperați? Nu am nicio încredere, pentru că nu știm. Justiția lucrează și partea cealaltă are avocați foarte buni. De exemplu, unul din loturile astea este legat de procesele cu compania de apă. Bineînțeles, astăzi, că e o chestie hilară și buzoienii trebuie să știe. Acest domn Constantin Ionescu este consilier local. Independent. Practic, independent din partea companiei de apă. Compania deci, de apă nu e partid, deci nu putem este, să nu, după părerea mea este cel mai important partid din județul Buzău și am argumente o mulțime. Oricum cel mai mare partid care își plătește și oamenii față de care se numește la fel cu partidul în care sunteți dumneavoastră, nu? Nu. Nu? Eu sunt la PSD-ul, nu. Ceilalți PSD-ul, probabil vor fi alți PSD-iști, nu știu. Eu sunt la PSD-ul oficial. Ce a spus domnul problema Ionescu? Domnul Ionescu a spus, bineînțeles, văzând chestia aia, compania de apă acolo, că în sfârșit vom avea și noi o firmă de avocați care să se bată cu cele 2 firme de avocați ale lor, care îl apără pe domnul Tescaru sau atacă cu domnul Tescaru, inclusiv în procesele personale. În procesele personale împotriva mea. A adus de data asta firma de la București de avocați. La ultima adunare la care a participat și televiziunea dumneavoastră, adunarea generală la compania de apă, a fost cu firma de avocați din Cluj. În bugetul acolo, care l-am refuzat și am spus, bă, ăsta nu-i buget, este bătaie de joc, aveau 2,5 miliarde, deci jumătate din suma, atenție, care o pune Consiliul Local și Primăria Buzău la bătaie, jumătate din suma era cu aceste 2 firme de avocați. Deci eu încerc pentru 50 de milioane de euro, inclusiv pierderile colaterale, pentru că trebuie spus, o să începem un alt proces împotriva companiei de apă, anunț în premieră chestia asta, s-a terminat studiul pe apa meteorică, deci apa meteorică trebuie să îi se reducă prețul cel mult la jumătate, cel puțin la jumătate, dar în mod normal va trebui să pe calculele făcute, pentru că nici nu ne-au dat toate documentele. Dar pe baza documentelor și expertizelor care s-au făcut, sunt o mulțime de belele aici. S-au luat bani de la oameni și de la firme din 2009 fără o bază legală. Și în baza acestui studiu, rezultatele acestui studiu care îl vom pune în valoare în săptămânile următoare, când o să avem și firme de avocați, atenție,
Pentru că ce s-a votat azi în Consiliul Local vis-a-vis de compania de apă privește și procesele viitoare cu compania de apă. Deci mi-am luat în calcul să mă apăr inclusiv împotriva murdăriilor care se vor întâmpla buzoienilor legat de calitatea și de prețul apei și de lupta pe care o duc să reducem prețul la apă și să îmbunătățim calitatea apei în Buzău. Și sper până la urmă să reușesc acest lucru, pentru că încă o dată o spun, poate să mă mai dea încă o dată în judecată, mai are un proces, mi-a mai făcut un proces, deci la compania de apă se fură banii buzoienilor. Și veți pregătiți un nou proces pentru înjumătățirea prețului la apa meteorică. Și Adi să înțeleagă, pentru că noi ne vom duce în Consiliul Local, vom lua o aprobare pe acest studiu științific care eu trebuie să-l pun în valoare, pentru că a fost plătit de primăria Buzău, voi solicita micșorarea prețului deocamdată la apa meteorică, voi cere după asta, după ce voi lua aprobarea în Consiliul Local, voi cere aprobarea Adi. Bineînțeles, dacă Adi își va da verdictul, este ok să-l dea pozitiv, dar de obicei ați văzut ce se întâmplă acolo. Eu votez singur împotriva tuturor și nu este normal, pentru că prețul apei afectează pe toți buzoienii care sunt legați la apă. Din păcate, în localitățile din județul Buzău, altele decât Buzău și Râmnicu Sărat, sunt legate ca de obicei 3-4 familii și instituțiile de acolo. Deci dacă toți sărani ar fi legați la apă, cred că ar fi un nou 907. Cu monumentul care e în fața, răscoală de la 1907. Și probabil să va ajunge acolo în timp, când vor încerca mai mulți oameni să intre în civilizația secolului 21, adică să aibă apă și canalizare. Dar nu apă așa scumpă. Cu ceea ce s-a întâmplat astăzi în ședința Consiliului Local Municipal, cu votul pe care l-ați primit pentru organigramă, cred că nu mai aveți emoții pentru proiectele viitoare, ținând cont de faptul că și PNL-ul se pare că a intrat în majoritatea PSD-ALDE. E adevărat. Când a intrat? Nu știu, n-am informații. Conform votului... Care vot? Votului dat astăzi, bine, au fost 3 absențe, din câte am înțeles. Și 2 care s-au abținut ca și data trecută. N-au votat pentru. Nu? Da, informațiile de la ședință au fost difuzate în mai multe feluri. Nu. Aveam impresia că s-a votat pentru din partea PNL. Am fost acolo, nu. Ați fost acolo, da. Din păcate, am spus la ultima emisiune cu dumneavoastră, Cristian Romanescu, că iau măsuri de dreapta și... Și a spus că s-ar bucura să fiți în PNL. Nu, este dorința dumnealui. Nu sunt de acord cu el, dar m-aș bucura dacă pe măsurile care le-a considerat bune să voteze și consilierilor, că ăștia votează ori împotriva, ori să abțin. Și nu este corect pentru buzoieni. Da, chiar mă așteptam, conform spuselor domnului Romanescu. Ei votează alături de Bebe Ionescu și de PMP, care este, scuzați-mă, un partid la Buzău anti-românesc și anti-buzoian. Da. Și am argumente suficiente pe treaba asta. N-ar fi prea amplă discuția. Dar nu e o dezbatere politică, nici exact. Nu mă consider politician. Vreau să fiu un bun administrator acestui oraș, să începem să... Deci primăria va face angajări, primăria va avea avocați foarte buni, primăria are organigramă. Va fi licitație, da. Haideți să vorbim și despre ce se va întâmpla în problemele acelea mult discutate de buzoieni și în emisiunile noastre, dar bănuiesc că și zilnic se gândesc la astfel de probleme. Giga Caloria, de ce a ieșit acel punct de pe ordinea de zi în ședința de Consiliu Local? Deci, discutând împreună cu Marcel, a zis să mai vedem tot așa, nu este o discuție mai largă, să mai facem niște analize. Între timp ne veniseră și o hârtie de la doamna viceprim-ministru Sevil Saidec legat de o posibilitate de a să mai da niște subvenții. Deci aici nu este de joacă și oamenii trebuie să înțeleagă. Buzău nu mai poate să susțină din buget propriu asemenea subvenții. Este imposibil. Deci dacă vom mai găsi vreo portiță la guvern, se va mai lungi boala, atenție, până la urmă. Voi încerca totuși, și cu aprobarea partidului, pentru că este o decizie politică aici, să mărim totuși un pic gigacaloria, pentru că este necesar oamenii să obișnuiască că până la urmă se va întâmpla ceva. Spunea domnul Tacea că ar fi bine, dar până la 220 și acolo ar fi vedeți prea că bun. Și ei au început să-și dea seama că au o situație, că trăiau în nor până acum, că au o situație dezastruoasă. 20 de milioane de euro datorii istorice nu este o chestie simplă, în condițiile în care ar mai trebui vreo 20 de milioane de euro investiții în rețelele de distribuție, bani care nu vor veni niciodată de nicăieri. Despre asta vorbim. Da, deci ar trebui făcute eforturi și din partea regiei.
Și nu? Din partea regiei, și din partea oamenilor, și din partea furnizorului Ecogen, și din partea primăriei, eu mi-am arătat toată disponibilitatea. Dacă vă amintiți că am mai vorbit, vorbim deschis, nu ne aude nimeni aici, am zis, mă, faceți voi un efort și am chemat pe toți. Și pe cei de la Ecogen, acționarii de acolo, reduceți voi cu 30%, reduce și ramul cu 30%, e vorba de costuri. Și asta va însemna 60% și voi da eu numai 40%, de exemplu, voi da eu. Voi da primăria, Consiliul Local, va da diferența în subvenție, ca să asigurăm un echilibru. Acționarii privați au zis că nu e treaba lor, domnul Tace a zis că nu poate să facă așa ceva, că n-are de unde, ori primăria, încă o dată, nu mai poate susține așa ceva. În condițiile în care, atenție, mai există o decizie că anul ăsta a fost anul marilor descoperiri ale dezastrului. 4 milioane de euro neplătiți din 2014 pe un TVA pe căldură a venit printr-o decizie definitivă a înaltei curți de justiție și casație pe martie. Încă 4 milioane de euro. Și mai am încă aproape 4 milioane de euro pe altă speță care nu i-am prins nici în buget și nu sunt prins nicăieri. Deci situația este proastă în continuare, facem toate eforturile să facem rost de bani ca să putem în sfârșit să facem ceva din acest oraș. Dar încă o dată a fost un comentariu, nu știu dacă la televiziunea dumneavoastră l-am văzut la o reluare de asta, la ore târzii. Domnule, Tomă ăsta zice că face economii și uite la obor aici, a săpat nu știu cât ca să facă parcare, nu putea să pună o poșghiță acolo. Nu, domnule, care ați avut părerea asta, pentru că trebuie să facem lucrurile de calitate. Conform normelor, așa trebuia să facem ca să avem în obor, acolo unde nu s-a făcut nicio investiție în ultimii 30-40 de ani, să avem o investiție făcută conform normelor tehnice în vigoare, să avem o parcare de calitate și un asfalt de calitate. Și asta am făcut. Și asta vom face peste tot. Da, nu sunt la asta să face economie. Este o risipă îngrozitoare în alte zone. Povesteam de școli unde numai utilitățile înseamnă vreo 350 de miliarde de lei pe an. Unde la școli numai apa înseamnă 1 milion de euro pe an. Despre ce vorbim? Deci sunt niște sume absolut imense. Am luat măsuri și acolo. Iau măsuri peste tot. Contracte de management, reduceri cu 25%. Investiții. Nu le las așa. Am o informație în dreptul meu, fac ceva. Iar acuzații, inclusiv de la celebru, nu-i mai spun, care le știe pe toate, domnul Roșioru, nu mai știu cum îi spune lumea, consilier local, domnule, că pui de-alea, sensuri giratorii, leie, zăpăcii lumea. Tot le facem încercări. Cer scuze buzoienilor. Asta a fost presiunea, studiul de atunci, am văzut că s-a blocat, bă, ce mai putem face? Mutăm, semafoare cu buton, treceri de pieton mutate, ce să facem? Stăm cu mâinile pe piept și așteptăm să vină cineva să ne rezolve problemele? Cu oamenii care îi avem acum, cu competența care o avem acum, sperăm să angajăm oameni mai deștepți și să facem mai mult. În același timp, sunt extrem de deschis la orice propunere care îmi vine din partea buzoienilor, o verific și o pun în aplicare. Și o să vedeți inclusiv alte schimbări în oraș acum, legate de sensuri giratorii unice, sensuri unice pe străzi și multe alte mutări venite chiar de la oameni care au zis, doamne, dar nu putem să facem între asta. Doamne, analizez. Vă băgăm în comisia rutier, ne întâlnim și cu poliția cu care lucrăm extraordinar, vorbesc de Poliția Națională, se analizează, se merge la fața locului, se vine cu harta, cu scheme, cu închidem aici, deschidem aici, așa se lucrează. Dacă e decizia proastă, o corectăm, o lăsăm așa, nu o lăsăm. Dar nici dacă ai o situație, vedem că e situația proastă și mergem pe ea la nesfârșit. Acum câteva zile, când a fost domnul Ionuț Apostu în studioul nostru, foarte multe solicitări de la buzoieni se refereau chiar la aceste probleme de trafic. Au fost foarte multe treceri de pieton solicitate și o altă sistematizare. E bine de știu că țineți cont de ce spun oamenii și de absolut ce solicită. Absolut de orice, credeți-mă. Indiferent pe ce canale vine acea sesizare sau reclamație. Că e pe domnuleprimar.ro unde nu semnează foarte puțină lume, semnează cu numele propriu, ca să știe exact cine este. De mai mă și înjură, înjur și eu, dar frumos, adică nu înjur. Dar câteodată te mai deranjează și domnule, iartă-l doamne că nu știe ce spune. N-am încotro, dar țin cont de acea propunere, chiar dacă jumătate era înjurătură, mă, verificați treaba asta că s-ar putea omul la nervi, m-a înjurat pe mine, dar s-ar putea să aibă dreptate, nu contează. Verificăm dacă ideea este bună, o punem în aplicare, nicio problemă. E bine de știut. Și foarte multe întrebări se referă la asfaltări. Au început lucrările, s-au finalizat pe unele străzi, dar sunt deci, așteptate atenție, celelalte atenție. Foarte multe străzi. Bineînțeles. Deci anul ăsta, încă o dată, anul ăsta am promis și sper să mă țin de cuvânt
să asfaltăm toate cele 54 de străzi. Se lucrează la astea 3 străzi de către Urbis. Sper să le finalizăm. Avem tot felul de surprize, de exemplu pe strada Viilor, încetată activitatea acum, pentru că s-a descoperit că s-a pus în posesie un cetățean cu o bucată din stradă, din strada Viilor. Deci ca să poți să... S-a pus singur așa în posesie? Nu, s-a dus. Cei de la cadastru... I-a dat cineva o aprobare. Cei de la cadastru nu au verificat, cei din primărie au dormit și asta este. S-a întâmplat în 2015 și acum am cerut o îndreptare materială la cei de la cadastru și cu siguranță se va face. Dar vreau să spun că pierzi timp. Avem aproape gata caietele de sarcini pentru cele 5 loturi. Că vă spuneam ca să am eu siguranța că pot duce cele 50 și ceva de străzi, deci mai sunt 51 până la sfârșitul anului că vor fi gata, plus intrarea din bariera Ploiești care este lot separat. Am împărțit în 5 loturi ca să pot să am 3-4 constructori, măcar, înțelegeți, sau unul pe fiecare, sau să câștigi unul maxim 2. Nu le dau mai mult, poate să vină o firmă foarte puternică, ca să am siguranța că vor fi duse la bun sfârșit până în iarnă. În același timp, al lot care înseamnă intrarea din bariera Ploiești, plus cele două străduțe, stânga-dreapta de Cimitirul Eroilor, deci spre Integral și spre Cimitirul Eroilor Sovietic. Pentru că și alea arată îngrozitor. Le-am dat nume, le-am făcut cadastru și vor intra și ele în refacere. Deci să avem, cum să vă spun, o primă imagine că e Buzău asfaltat. Bineînțeles că nu e asfaltat, dar măcar alea 50 ceva de străzi care n-au primit asfalt niciodată să se termine, mai avem încă 119 străzi, practic tot Buzău vechi, care sunt în proiectare. Deci se lucrează la proiectare separat de povestea asta. Deci pentru cele 54 de străzi avem alocați și banii, pentru intrarea din bariera Ploiești avem alocați și banii, sunt proiectate, am obținut și aprobarea Consiliului Local prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărâre de Consiliul Local că ești obligat. Vor intra și celelalte 119 străzi, plus pe fonduri europene, așa cum am povestit de o mulțime de ori, avem marile artere, o parte din marile artere din oraș, pe unde circulă transportul în comun, unde vom avea linii, atenție, cum se numesc astea, specializate. Deci pe aceste linii va circula numai transportul în comun. Deci pe benzile astea vor fi benzi speciale pentru autobuze. Avem o singură problemă și pregătesc de acum buzoienii de pe Marghiloman, pentru că îl vom declara sens unic, dinspre Brăila spre Bazar, pentru că străduța fiind foarte circulată, dar strimtă, nu vom putea rezolva problema benzii speciale pentru autobuz decât dacă vom crea sens unic. Pe celelalte străzi probabil nu, că sunt largi, dar probabil nu vom mai avea, pe o bandă nu vom mai avea parcare, cum este acum, mă refer la Unirii. Cred că pregătim și cumpărarea autobuzelor, cele 30 de autobuze. Da, deci nu lăsăm nimic la voia întâmplării. Deci 15 autobuze sper să le avem până la sfârșitul lunii iunie. S-au început procedurile de achiziție, banii sunt prinși. În luna iulie sper să avem bani și prin ce se întâmplă acum, prin disponibilizarea celor 300 de polițiști locali. Mai cumpărăm încă 15 autobuze anul ăsta, deci 30, cu 32 care le avem acum, 62, și cu 30 la anul și 2019 pe fonduri europene, cu motoare Euro 6. Astea vor fi second hand de anul ăsta, dar foarte bune. Deci autobuze care au circulat câțiva ani Euro 5 în Uniunea Europeană, acolo unde este și asfalt și totul este ok, deci nu sunt uzate așa de mult ca cele care sunt aici. Deci vom avea probabil 2018-2019 în jur de 90 de autobuze, ceea ce va însemna o chestie extraordinară pentru Buzău. La un confort mărit și așa cum trebuie să fie. Cu foarte multe lucruri care nu s-a mai văzut la Buzău. Știu că se pregătea și autotaxarea, acel sistem în autobuze. Cum de se angajează lăsăm, din nou taxatoare? Nu lăsăm nimic. Deci este un moment acum, după care nu va mai fi acest moment. Deși taxatoarele până la urmă, la anul, la anul, la altul, se va introduce acel sistem eticheting, care funcționează peste tot în lume, pentru că și aici trebuie spus și nu vreau iar, vă spuneam de grupuri cu care intrăm în conflict. Deci ca să putem lua cei 31 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, suntem obligați ca transportul în comun cu transbuzul să aibă cel puțin un leu profit. Deci în momentul ăsta noi încasăm mai mult, deci vorbesc de vreo 25-26 de miliarde,
față de fondul de salarii care îl plătim numai la taxatoare. 28,5 miliarde. Deci noi încasăm 25 și atunci cum să rentabilizez eu? În condițiile în care toată lumea vrea să meargă gratuit. Și pensionarul, și elevul. Am mai introdus și domnul Ionescu, care sunt de acord aici, e prima dată când sunt de acord, că ar trebui și salariații cu salariul minim pe economie să circule. Problema noastră în momentul ăsta trebuie să vedem și câți pensionari de asta declanșa și chestia asta cu abonamentele, să vedem efectiv câți pensionari circulă și ce soluție vom avea să împăcăm și capra și varza. Adică să scoatem și un leu profit și să avem și un transport modern în Buzău. Și să beneficiem pentru anumite categorii. Cu siguranță vor fi gratuități, cu siguranță. Dar probabil nu la 2500 de lei pentru un pensionar. Nu, oricum e prea mult. Este prea mult și ei își dau seama că cu 25 de milioane în mână, un leu jumate, un bilet, nu e o mare gaură. E vorbesc la amărâtul ăla care are 5 milioane sau 6 milioane, are pensie. Acolo, într-adevăr, e o problemă. Trebuie să ne oprim pentru publicitate, dar în a doua parte puteți interveni prin telefon, îi puteți adresa întrebări domnului primar, citim și mesajele, revenim în câteva minute.